Bună ziua, sunt Nicoleta Olaru și astăzi împreună vom analiza noțiunea de patrulater convex, precum și suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex. Mai întâi vom defini noțiunea de patrulater. Așadar, poligonul cu patru laturi se numește patrulater. În figura de mai jos aveți figurate două patrulatere, ABCD, respectiv EFGH. Să definim în continuare care sunt elementele unui patrulater. Așadar, orice patrulater are vârfuri, notate de noi cu verde. Vârful A, vârful B, C, respectiv D. Laturile acestuia marcate cu albastru, A, B, B, C, C, D, D, A. Unghiurile patrulaterului, unghiuri A, B, C, B, C, D, C, D, A, respectiv DAB. Și în final, vorbim despre diagonale. Diagonala AC, respectiv BD. Patrulaterele pot fi convexe sau concave. Mai întâi vom defini noțiunea de patrulater convex. Numim patrulater convex un patrulater în care dreapta, determinată de oricare două vârfuri alăturate, nu separă celelalte două vârfuri. Situație pe care o aveți și voi figurată mai jos, pentru patrulaterul ABCD. Numim patrulater concav orice patrulater care nu este convex, adică dacă unim două vârfuri alăturate, vom constata că dreapta determinată de ele separă celelalte două vârfuri. Situație figurată în desenul de mai jos. Iată, în cazul patrulaterului ABCD, dreapta determinată de vârfurile B și C separă celelalte două vârfuri, A și D. În cazul patrulaterelor convexe, enunțăm următoarea teoremă. Suma măsurilor unghiurilor într-un patrulater convex este de 360 de grade. Vom încerca să demonstrăm această teoremă prin două metode. Mai întâi, vă propun o activitate practică, și anume, vom decupa patru patrulatere convexe congruente, după care numerotăm unghiurile patrulaterelor cu 1, 2, 3, respectiv 4, astfel încât pentru unghiurile congruente să avem asociate aceleași numere. Așezăm cele patru patrulatere, astfel încât într-un punct să avem vârfuri diferite. De exemplu, un prim patrulater va fi așezat astfel încât în acel punct să avem unghiul notat cu 3. Cel de-al doilea patrulater cu unghiul notat cu 1, cel de-al treilea unghiul notat cu 2, respectiv cel de-al patrulea cu unghiul notat cu 4. Astfel observăm că cele patru unghiuri diferite completează perfect un unghi în jurul unui punct, adică suma măsurilor unghiurilor 1, 2, 3, respectiv 4, este egală cu 360 de grade, adică suma măsurilor unghiurilor într-un patrulater este adevărat, este egală cu 360 de grade. În continuare, vom încerca să demonstrăm aceeași teoremă printr-o altă metodă. De aceea vă propun să desenați mai întâi un patrulater convex ABCD ca în figură alăturată. Pentru acest patrulater, trasăm diagonala AC, astfel încât vom observa că suprafața patrulaterului este împărțită în două triunghiuri. Din lecțiile anterioare știm că suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi este egală cu 180 de grade. Teoremă pe care o vom aplica pentru cele două triunghiuri obținute. Astfel, în triunghiul ABC putem nota că unghiul ABC plus unghiul BCA plus unghiul CAB este egal cu 180 de grade. Aceeași teoremă o punem în practică și pentru triunghiul ACD și putem nota că unghiul ACD plus unghiul CDA plus unghiul DAC este egal cu 180 de grade. Adunând cele două relații și ținând seama de faptul că unghiul DAC plus unghiul CAB este egal cu unghiul DAB și unghiul BCA plus unghiul ACD este egal cu unghiul BCD, obținem că
Suma măsurilor unghiurilor în patrulaterul convex ABCD este egală cu 360 de grade. Eu vă doresc mult succes în aplicarea acestei teoreme în cadrul problemelor. Bună ziua!